Bună seara, stimați telespectatori. A mai trecut o zi frumoasă. O zi frumoasă de toamnă cu o semnificație excepțională. Excepțională. A început școala. Școala. Ce este școala? Dacă ar fi să o definez eu, este un cumul de știință, de înțelepciune, de practică, de rutină, de tot ce vreți. Este o experiență acumulată care transmite, trebuie transmisă generațiilor următoare. Fără școală, doar existăm. Sau ne putem întoarce la comuna primitivă, așa cum ne vor globaliștii noștri de astăzi, unde cel puternic are băta, cel puternic își alege ce-i place lui, ce-i mai frumos, nu vrea, îi dă cu băta în cap și-și face treaba, și la vânată și-a halca cea mai mare, societatea a evoluat. Dacă cu cât citești mai mult, cu cât privești mai mult la ce interesează și ce prezintă interes, îți dai seama câtă cruzime, câtă răutate, cât chin a fost pe societatea asta să progreseze. Tot ce a progresat, a progresat prin spadă, prin otravă, prin suicid, prin crimă de frate, de soră, istoria. Asta este adevărată istorie. Și am ajuns undeva. Iar acum cineva vrea să ne bage din nou în întuneric și să ne ducă de unde am fost. La comuna primitivă, după acei câțiva, 10, 15, 20, unii spun că-s 20 de la Davos, alții spun că-s 50 de supermiliardari. Că ce-ar fi? De-aici conduc lumea fără niciun fel de discuție. Stimați respectători, România ca stat a avut un învățământ de valoare. Pentru că dacă n-ar fi avut acel învățământ, tinerii specialiștii crescuți în școlile românești nu s-ar fi bucurat de atâtă cinste și onoare în marile universități, marile centre de cercetare, marile școli ale lumii. Nu este o mândrie extraordinară, sau de fapt este o mândrie extraordinară să fii în topul celor mai valoroase sisteme de învățământ. Al nostru a fost unul, rezultatele lui s-a văzut. În schimb, a venit aceste evenimente care au întors lumea cu fundul în sus, să spune, sau cu dosul în sus, cum vrem. Am ca invitat astăzi pe domnul Costel Marian Delban de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, pe deasupra și consilier local, pe deasupra și de o tinerețe care deranjează, dar împreună cu el o să discutăm de ce s-a întors lumea cu dosul în sus. Pentru că fiecare sistem, ministru, a vrut să rămână în istoria învățământului românesc. A dat o lege, a mai întors poziția omului până 30 și câți de ani, 30 și nu știu câți de metri, am ajuns cu picioarele în sus și cu capul în jos. Marian Delban, spune-te, rog, de ce nu suntem și noi în topul școlilor de mare valoare? Pentru că pe lângă Statele Unite, Franța, China, Germania, să mai află și Ungaria și Norvegia. Am fost. Bună ziua celor de acasă care ne urmăresc. Mulțumesc tare mult pentru invitație și dumneavoastră. Legat de tinerețe, să știți că e un mare păcat și povestea asta cu tinerețea dacă nu-i gestionată cum trebuie. Tinerețea poate să fie un avantaj, dar poate să fie și un păcat al vieții, metaforic vorbind, dacă nu-i gestionată așa cum trebuie.
Știți proverbul românesc? Adică dacă ai foarte multă energie, e păcat? Nu, domnule. Dacă ai foarte multă știință de carte, e păcat? Mă leg la faptul... Dacă ai căpătat o înțelepciune ca să nu-ți fie tinereța un handicap, e rău? Știți dumneavoastră proverbul românesc care spune că suferi la bătrânețe din cauza sau datorită păcatelor tinereții? Asta zic eu. Tinerețea toți pătimim într-un fel. Tinerețea când e bună, suntem dar... tineri, nu purtăm indispensabil. Și la, după un număr de ani începe să apară frecatul, os pe os. Și spui, de ce? Oh, de ce? Sau umblu cu cheleia goală. Oh, de ce? Și câte? Vedeți, mă refer la cele bune. Vedeți dumneavoastră care e paradoxul vieții? Cât nu fugim noi tinerii după înțelepciunea pe care o au seniorii din jurul nostru? Să înțelegem, să cunoaștem lumea, să vrem. Nu să... toți juniorii fug. Dom'le, unii sunt deranjați. În esență, să știți că toți fugim după ceva. Și ajungi la o înțelepciune a vieții, da? După care și îți dai cum, seama dacă că... dacă fugi după fata că Morgana, ajungi la înțelepciunea vieții? Ai da absolut orice, doar ca să te întorci din nou la, unele lucruri. Numai că timpul este irreversibil. Este de cea mai spune de preț la tine, resursa. Bă, frate, nu pierde clipa, că în clipa aia mai poți învăța ceva. Nu pierde ora, că este imensă pentru unul care își dorește viața. Corect. Nu pierde anul, pentru că îți pierzi un segment din cunoașterea generală a lumii. Și așa mai departe. Păi, ca să nu pierdem nici ora aceasta de emisiune, mi-ați adresat o întrebare grea. De ce nu mai suntem unde am fost sau de ce nu suntem mai sus unde ar trebui să fim? Că asta e normalitatea. Poate pentru că lumea a luat o rază. Valorile la care ne raportam noi acum 20 de ani, 30 de ani în urmă, poate nu mai sunt cele actuale. Asta nu înseamnă, dar ce, credeți că mult timp îl mai citim în cărți? Dacă vă uitați pe curricula școlii, ia să vedeți dumneavoastră câți dintre autorii pe care i-ați studiat, pe care de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa. Pentru că azi dimineața am auzit o emisiune la radio, o emisiune foarte interesantă în care dădea versuri de poezie pentru început, și ascultătorii trebuiau să recunoască. A fost o erupție, un dialog foarte suculent între comunitate și radioul respectiv, foarte interesant, dar și un semnal de alarmă că nu mai studiem și nu mai știm anumite aspecte, pentru că poezia respectivă de fapt transmitea niște lucruri valoroase. De ce nu mai suntem? Păi nu mai suntem pentru că n-am înțeles că în absolut orice lucru, într-o căsătorie, într-o viață, într-un copil, trebuie să aibă o continuitate, este o lege a firii normale. Un copac, dacă îl vrei drept să crească frumos, să-ți dea umăr, trebuie să aibă o continuitate, trebuie să-i dai timp, trebuie să-i dai răbdare. Ori noi am avut un sistem de învățământ care după 90, bulversați, că altfel nu pot să spun, bulversați de tot ceea ce ni s-a întâmplat, cu un sistem corupt, cu un sistem care avea minusurile sale, financiare, sociale, de credibilitate, da? Am început să facem cârpeli cu legi ale învățământului, unde tinerii și eu am fost de multe ori poate cobai ai sistemului. Merge, iese și dacă stăm să ne gândim, în esență, veți observa că suntem olimpici internaționali tot la disciplinele la care eram și înainte de 89. Matematică, fizică. Deci, da, știi de ce? Încă există România... un concept. Populația României are un coeficient de inteligență mai mare peste medie, decât media europeană. Domnul Dobre, până la inteligență, munca statornică e sfântă. Nu poți face matematică, fizică, chimie fără inteligență. De acord, dar și exercițiu practic de dimineață până seara. Fără muncă, da? Nu se poate, dar nu vine nimeni să-ți spună teorema în cap. O citești odată, o înțelegi, dar conexiunile se fac prin exercițiu practic. Da? Deci n-am înțeles... Capacitatea intelectuală, o parte se moștenește. Dar partea moștenită poate fi dezvoltată sau nedezvoltând deloc capacitatea care ți-a dat-o cel de sus, începe să se atrofieze. De ce nu? Ca orice lucru nefolosit. Vorbeam despre statusuri. Astăzi sunteți doctor, sunteți un om de economie și sunteți doctor în economie.
Mi-am adus aminte de ce spuneați, ce ne-a dat și ce trebuie să multiplicăm. Știți pilda talentului, cum este interpretată la noi și cum este interpretată în vest? Păi la noi, dacă ai prea mulți talanți, Camila, că e munte, atenție, nu e animalul Camila pentru cei care ne ascultă, Camila intră mai ușor prin urechile acului decât bogatul în rai. Ori în vest lucrurile stau altfel, pe o filieră deschisă, penticostală, baptistă și mai departe, neoprotestantă, îmi spune, domnule, ți-am dat un talent, pilda talanților este de fapt altfel, înmulțește-l ca să-ți aduci plus valoarea în comunitate. E așa și cu educația aici. Domnule, ți-a dat o bucățică? Înmulțește-l prin educație. Dar dacă sistemul nu te ajută, păi cum să te ajute sistemul dacă avem copii care în momentul de față, în momentul discuției cu dumneavoastră, ei azi nu s-au dus la deschiderea anului școlar în Iași. Deci nu mai departe spunem, sau dacă s-au dus cu un ghiozdan rupt. Eu nu vorbesc despre localitatea nu știu care, dintr-un sat mărginaș uitat de lume, unde autobuzul vine o dată pe zi. Eu vorbesc de Iași, de orașul nostru. Da? Nu de asta, primăria municipiului Iași au dat 1.500-1.700, nici nu mai știu cât de ghiozdane. De bine? Cât a putut, corect. De bine? Domnule, de bine, sunt copii care astăzi, dacă nu aveau sprijinul nostru al consilierului local, n-aveau ghiozdan să ducă la școală. Da. N-aveau carte, n-aveau ghiozdan. Ce să vă spun? De ce nu suntem acolo? Sunt și copii care s-au dus kilometri pe jos, categoric, să ajungă. Și încă se duc. Și încă se duc. Pentru că au dârzeni, au putere și încă se duc. Vorbim despre, cel puțin în momentul de față, o sumă, o cifră mică raportată la anii anteriori, dinainte de 2010. Undeva peste 200 de școli cu WC-ul în fundul curții. Dom'le, aici nu vorbim și despre o chestiune de igienă, dar WC-ul în esență, dom'le, partea aceasta din grijă au inventat-o romanii, dom'le. Romanii aveau băi comune și aveau grijă de igienă și de toate cele necesare. Și noi nu reușim? Proastă administrație. Un de asta nu merge învățământul? Dom'le, nu doar sau de asta. Este un motiv ca să este poate ne este punem și cenușă în cap în fața vestului. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Mai mult decât atât. Avem... Și vrei să spun o poveste? Adică povestea asta cu WC-ul. Am fost cu mulți ani în urmă în Danemarca și am vizitat o clădire care era cu un picior pe un mal și pe un altul pe apă. Și am intrat sus acolo și o sală foarte mare, probabil sala de recepție. Vorbesc de secolul 17-18. Și la un moment dat, în dreapta ușii, într-un colț, am văzut o gaură și am fost curios ce e acolo. În gaura respectivă era un scaun cu o gaură și cu o găleată. Da. Ăla era WC-ul. Iar totul era în public. Da. Deci să ne lase în pace cu WC-ul în curte și noi cam același lucru îl foloseam, da, dar cu patru pereți de scândură. Băile publice au fost până în secolul 15-16. Biserica le-a desfințat pentru că luau microbii unul de la altul. Erau lucruri de nedescris ce se întâmplă. Eu am vrut să arăt că nu sunt, niște filozofi care tot ne critică, da, și alții, păi bă, frate, au noi n-am lor avut nici colonii, n-am avut nici sclavi, noi am fost sclavi, noi am fost colonizați, noi am plătit peșcheșul la Imperiu. Da, domnule, la unii. Dar, mai este un dar, nu-ți spune nimeni cum să gestionezi faptul că în momentul de față avem 3400 de dascăli care de mâine dimineață merg la catedră, care sunt nepregătiți, care nu sunt calificați pentru orele pe care... La 3400. Sunt necalificați. Erau vreo 2300. La 3400. E ultima statistică prezentată zilele acestea. Mai mult decât atât. Există o presiune asupra sistemului financiar. Am schimbat legea. Dar nu avem bani. E aceeași poveste. E aceeași găselniță. Dom'le, putem să spunem Ana are mere. Nu mai spui că Ana are mere. Spui că are pere. Dar dacă n-ai fundamentul, nu ai resurse financiare, n-am îndeplinit niciodată legea lui Funeriu cu 6% din PIB. Niciodată. De ce? Că n-au fost bani. Și intrăm pe același ciclu. Hai să spun și intrăm eu pe același hai ciclu și prezentat sunt, și discutat aici la emisiunea dumneavoastră. Unde nici un elev n-a luat bacalaureatul și pe la aia trebuie să le dau 6%. Vedeți dumneavoastră, și la aceea trebuie să le dai 6%. Pentru că și dacă performanța lor e zero? Dacă performanța lor este zero, statul român a gândit un șomaj pentru ei și îi ai. Dar n-ar trebui să fie zero. De ce este zero? Undeva
acolo este o verigă lipsă. Că e profesorul. Domnule, deci vina eu nu cred. Este și a profesorului. Da, categoric. Dacă vrei, vina prima dată este a părintelui, care trebuie să fie responsabil că copilul lui fără școală nu o să urce pe o treaptă socială niciodată. Corect. Este a școlii, la administratorul școlii, văd că directorii s-au deșteptat, nu mai vor să mai fie directori. Fug, sute întregi de școli. Unul a luat mită zilele trecute, scria în presă aici. Nu. Mita l-am descoperit-o noi. Și mita e principală cauza corupției. Cum a început corupția în România? Îți aduce aminte cu instalațiile alea de pază pe frontieră? Da. Cine e mai vinovat? Că unul dă mită și unul primește mită. Care e mai vinovat? Egal. Nu, egal. Eu spun că e mai vinovat ăla care dă. Și ăla care dă. Că la face și infracțiunea de corupție. Corect. Și menții un sistem nefuncțional. Rezultat a ceea ce vorbiți dumneavoastră în momentul de față, avem 42%. Dom'le, este o cifră uriașă. Sunt mii de elevi, 42% de elevi care în momentul de față sunt analfabeți funcționali. Am mai discutat subiectul acesta cu dumneavoastră într-o altă emisiune. Îi dai fraza, îi dai poezia lui Eminescu, citește, dar nu înțelege. Da. În momentul în care ai un astfel de individ în societate, lucrurile n-au cum să funcționeze, pentru că acești elevi, nu acum, în 10 ani, ei sunt membri ai societății cu drepturi depline, drepturi de vot, drept să candideze, drept să facă politică, drept să conducă o mașină, ei sunt. Atunci ce faci cu aceștia? Este un proces alambicat. Dar nu trebuie să ducem totul într-o apocalipsă a educației, că avem și lucruri bune. În societate, nu știu dacă tu ai învățat, dar eu am învățat, este o diviziune socială a muncii. Clar, da. Deci, cu ce să încep? Cu academicienii sau cu muncitorul necalificat? Hai să o luăm cum vrei. Hai să o luăm de la bază, că academicienul e vârful piramidei. La bază e mulțime. Avem nevoie de muncitori necalificați? Categoric. Da? Avem nevoie de îngrijitori? Categoric. Și în țară, nu numai în Italia? Păi avem și bătrâni. Păi nu, că pe ai noștri bătrâni îi lăsăm. Da. Avem nevoie de muncitori calificați? Păi nu poți să pui o priză în casă dacă nu ai un muncitor calificat să-ți lege și plus cu plus, avem, minus cu minus. Și sistem avem de învățământ. Așa. Avem facultăți care scot toate profesiunile, începând de la tot ce vrei. De la școala de școala normală, nu? Care scoate învățătorul, nu? La inginer, la masterate, la doctorate. Corect. Le avem, da? Da. Așa. De ce nu utilizăm tot eșichierul în funcție de capacitatea tânărului pe care îl avem? Dacă părintele are un copil și nu îi sclipește mintea nici la fizică, nici la matematică, nici la biologie. Îi place să deseneze. Da. Îi place să deseneze sau îi place să sculpteze sau îi place electricitatea sau îi place să repare mașina sau îi place să îndoaie fiare sau nu știu ce face. Și eu vreau să-l fac doctor cu orice preț. Doctor în medicină, medic, nu doctor. Așa. Nu este o mare greșeală? Păi este de presiunea. Ce nu sunt examenele alea de capacitate care să-i selecționeze? Domnul Dobre, vorbiți tare și clar să ne audă părinții care în clasa 8-a vor cu orice preț să-și dea copilul la mate, fizică, dar el este artist. Înțelegeți? E foarte simplu. Problemele sunt multiple. De ce? Pentru că învățământul, sistemul educațional românesc în momentul de față nu are puterea, asta e realitatea, nu are puterea să facă educația la care dumneavoastră faceți trimite, adică să facă o educație cu 4-5 elevi, să-i văd evoluția, să-i văd trăirile, să-i văd emoțiile, pentru că în preuniversitar nu ai cadre didactice suficiente, nu ai infrastructură. Un profesor trebuie să aibă o vocație. Trebuie să-și iubească copiii, da. Să se dăruiască pentru ei. Da. Câți profesori, nu așa îți dau exemple de profesori care fac, aleg câțiva și sâmbetele, duminicile, muncesc cu ei, de multe ori și fără bani. Și
au cea mai mare bucurie când alături de elevul respectiv să urcă pe un podium la o olimpiadă internațională. Avem exemple? Avem. Dar avem exemple și invers. Dar poți să faci acest aspect zilnic cu 25 de copii într-o clasă? Eu vă întreb, nu. Nu poți. Dar deci ceea ce faci... Câți ai în clasă? De la 20 până la 28-30. Păi da. Hai, poți să faci? Uite-te în sport. Da? Calitatea sportului românesc a scăzut, pentru Domnul Dobre, că dacă... sportul nu mai este de masă cum era odată. Chipurile este de performanță, dar una este dintr-o masă mare să alegi 1, 2, 3 să facă performanță și alta este ca din 2, 3, 5 aleși să poți să faci performanță. Dacă vrei să ai performanță, trebuie să ai învățământ cât mai apropiat de elevul respectiv. Asta este clar. Ca să ai un învățământ cât mai apropiat de elevul respectiv, să-i cunoști evoluția, să-i cunoști caracteristicile, emoțiile, să-i dai o fișă conform care... Și cine trebuie să facă domne, lucrul ăsta? Profesor, nu trebuie să ai timp. Cu părinții. Trebuie să ai timp. Ori povestea aceasta la noi nu funcționează. Nu ai infrastructură, profesorii sunt demotivați. Ceea ce spuneți dumneavoastră se numește pregătire. Sistemul educațional românesc a dezvoltat un alt sistem educațional bazat pe bănuții pe care îi dau părinții munciți cu greu sau mai puțin cu greu, pe care îi dau în pregătire. Asta înseamnă pregătirea. Pregătirea înseamnă, ori dacă ai avea în loc de un profesor la matematică, niciodată, n-am făcut nicio oră de pregătire niciodată în viața mea. Din punctul ăsta de vedere suntem frați. Pentru că nu mi-am permis, părinții nu și-au permis. Eu nu-mi imaginam, mintea mea da, nu-și imagina că poate există. Păi vă spuneam eu, pregătirea însemna stăteam până la două noaptea, mă închideam în cameră și până nu-i dădeam cap probleme respective, nu exista. Mă duceam următoarea zi, adresam o întrebare și spuneam, dom'le, n-am înțeles întrebarea aceea, clarificați-mi, dar măcar o vedea 20 de pagini de greșeli. Mă duceam cu problema nerezolvată, dar vedea 20 de pagini cu problema greșită, tot încercând. Și profesorul face, n-am făcut nicio oră de pregătire, în primul rând pentru că părinții nu și-au permis și doi, pentru că nu mi-am dorit acest aspect. Deși există un alt sistem, copilul care face pregătire este... are un alt statut poate de acela care nu face pregătire. Eu îi îndrum pe părinți și mă bucur că îmi dați ocazia să vorbesc public deschis și chiar și din inimă din aceste aspecte. Domnilor, copilul, ceea ce avem noi în moment de față, copilul poate să asimileze singur acasă. Prin efort comun cu părinții, dacă are un minus, și prin motivația copilului. Păi, părinții mei, mama mea mi-a zis în felul următor, domnule, ori îți cumpăr un animal și te duci pe câmp, da? Ori te apuci de carte, e simplă povestea. Dar nu exista la deal sau la vale. Puteam să păcălesc sistemul parenting-ul acesta despre care vorbim, puteam să-l păcălesc un semestru. Adică un semestru să zic că învăț și nu învăța, dar să-i dau rezultatele la final. Deci un semestru o jonglam, dar al doilea semestru nu mai jonglam. Deci vedeți dumneavoastră, dar nu, ca să nu exagerez, sunt și copii care au nevoie de această pregătire, este clar. Dar sistemul la care dumneavoastră visați și faceți trimitere astăzi în această emisiune este un sistem care ai nevoie în loc de un profesor de matematică la 5 clase, ai nevoie de 5 profesori, ai nevoie de spații adecvate, ai nevoie de săli modulare, ai nevoie de finanțare, ai nevoie de implicarea părinților, nu de pressing-ul părinților asupra cadrelor didactice. Uite, pentru că vorbești de finanțare. Da? Eu îți propun să dăm o pauză de publicitate, iar după pauză, hai să discutăm puțin de discrepanța dintre oraș și țară, sau mai bine zis, de imposibilitatea ca mulți copii foarte inteligenți, pentru că școala, de fapt, știința, inteligența la țară s-a născut, de acolo a plecat, așa, nouă posibilitatea să-și o valorifice. Publicitate.